Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și experiența din domeniul imobiliar. Numele meu este Nicu Dinu, reprezint compania de consultanță imobiliară Legal Partner. Sunt în domeniul imobiliar de vreo 22 de ani. Am început toate pe băncile facultății, ca să spun așa, și îmi place foarte tare ceea ce fac. Care este proiectul rezidențial pe care îl gestionați în prezent? În prezent gestionez un proiect rezidențial care se numește Cartelul Tamisa. Face parte dintr-unul dintre cele mai mari proiecte rezidențiale construite vreodată în România, cu denumirea generală Green City, doar că eu mă ocup de o parte din acest cartier mai mare, care are în total undeva la 700 de locuințe, noi avem undeva la 80. Ne puteți oferi mai multe detalii despre cartierul Tamisa? Cum a început dezvoltarea acestui proiect? Dezvoltarea a fost începută cu ceva ani în urmă de către un dezvoltator local, care a apelat la momentul respectiv la diversi finanțatori. Așa am ajuns și noi să preluăm în cartierul la vânzare. Eu reprezint un investitor din Belgia, care la vremea respectivă a fost unul dintre finanțatorii dezvoltatorului, care datorită situației financiare a intrat în insolvență și atunci investitorul s-a trezit oarecum în situația de a prelua în portofoliu această dezvoltare începută, repet, de către altcineva și nu de către el, fiind la vremea respectivă pur și simplu un investitor financiar. Care tip de locatari se adresează cartierul Tamisa? Aici o să vă răspund ca un stereotip, toată lumea cred că vă va răspunde ce vă spun eu, familiilor cu copii. Și de ce? Simplu, suntem în afara Bucureștiului, la 8 km de ieșirea din oraș, într-o zonă cu foarte multă verdeață, cu foarte multe locuri de joacă, foarte multă liniște, cum probabil ați văzut, și o să puteți filma niște cadre exterioare. Deci, răspunsul este simplu, familii cu copii, oameni care vor să scape de nebunia orașului. Chiar dacă, din păcate, infrastructura Bucureștiului și a României nu ne permite un acces atât de facil pe când ne-am dorit să ajungem în 10 minute din centru până în afară, facem undeva cam 30-40 de minute din centru până aici. Care sunt facilitățile pe care le-au la îndemână locatarii? Bine, nu cred că vreau să vă spun că toate locuințele sunt racordate la toate utilitățile normale care ar trebui să fie și toată infrastructura aferentă. Dacă ne gândim la facilități, avem un supermarket Mega Image, amplasat chiar la drumul național de unde se intră în cadrul cartierului Tamisa. Există două restaurante, cafenea, piscină, acum se mai face încă o piscină exterioară, există un teren de fotbal exterior, gazon sintetic, un loc de joacă foarte mare. Cam asta ar fi din ce mai știu eu acum că sunt. La momentul actual, care este disponibilitatea locuințelor din ansamblu? Cartierul Tamisa are un număr de 60 de locuințe. La ora actuală mai sunt la vânzare 45, cred, sau 42, ceva de genul acesta. Deja sunt locuite 12 case. Ce tipuri de compartimentări se găsesc în ansamblu? Casele Tamisa sunt compartimentate pe trei nivele, respectiv parter, etaj, un pod mansardabil, având undeva la 60 de metri pătrați util pe nivel, având deci o suprafață totală utilă de 180 de metri pătrați. Terenurile fiecarei case variază undeva între 150 și 250 de metri pătrați. Chiar ca și compartimentare este un stil oarecum clasic, să zic, partea este partea de zi cu bucătărie, sufragerie, un grup sanitar de serviciu și un spațiu de depozitare, un lucru extraordinar pentru casele de locuit pentru român, că noi tot timpul avem ceva de depozitat și un lucru foarte bun. Etajul 1 este gândit cu 3 de dormitoare și 2 băi, iar la mansardă se mai poate amenaja o baie și fie 2 dormitoare, fie un dormitor și o sufragerie sau un spațiu foarte mare, gen hobby room sau un loc de joacă pentru copii. Ce puteți să ne spuneți despre dotările și finisajele locuințelor? Momentan, întrucât casele au fost preluate de către investitorul de care v-am pomenit, prin lichidare la stadiul la roșu, ele au fost aduse la acest moment, sunt toate aduse la stadiul alb, în sensul că au fost făcute toate lucrările de izolație interioară, compartimentare, s-au tras tot ce înseamnă trasee termice electrice. Casele sunt pregătite pentru a se monta centrala calorifere și absolut toate finisajele, grește, faianță, parchet, duș. Încă nu am început să scoatem la vânzare și case finisate datorită, hai să spunem, paletele foarte largi la care te poți adresa ca și material de finisaj, iar gustul nostru, din păcate sau din fericire, este foarte larg. Și atunci, tocmai pentru a evita diverse discuții, că unul nu-i place ușa, că e culoarea prea închisă, că e parchetul prea deschis sau gresia prea închisă, momentan gândirea noastră la vânzare este să scoatem la vânzare aceste case la stadiul alb, repet, pregătite pentru finisaje.
Avem oferte și de la constructorul cu care lucrăm pentru pachete de finisare, doar că momentan, pentru a evita, să spunem, aceste mici neînțelegeri care pot apărea cu viitorii noștri clienți, am decis să le vindem la acest stadiu. Oferim, bineînțeles, posibilitatea să se ia legătura cu constructorul. Avem oferte de la diversi furnizori și importatori de materiale de finisaje de construcții la prețuri foarte bune. Acum rămâne să vedem. Cel puțin până acum ce am vândut anul trecut, toată lumea a luat casele fără finisaje și le fac în regie proprie. Care sunt modalitățile de acces în cartierul Tamisa și ce preferă locatarii? Modalitățile de acces, în afară de mașina personală, există o linie RATB din oraș care are stație chiar lângă supermarketul Mega Image de care v-am povestit și mai există 5 linii de maxi-taxi care leagă Bucureștiul de orașul Giurgiu, care au stații oriunde, inclusiv la intrarea în cadrul cartierului. Accesul din București către cartier se face ieșind pe DN5 București-Giurgiu, pe un drum național de 5 benzi. Marea problemă, hai să zicem, a traficului ar fi București în sine. Apoi traficul este foarte, foarte lejer, cred că l-ați văzut și dumneavoastră când ați venit aici. Deci eu zic că față de alte cartiere care sunt oarecum retrase de la drumuri principale, cel puțin la noi accesul nu poate reprezenta o problemă pentru cineva. În final, ce ne puteți spune despre colaborarea cu portalul nostru? Sincer, a fost o încercare și o aventură. Ne cunoscându-vă foarte bine la momentul în care habar n-aveam de voi, am zis, haideți să încercăm, de ce nu? Mi-a plăcut foarte mult modul în care am interacționat cu voi și spre surprinderea plăcută a mea, care am transmis-o și cu foarte multor colegi care acum am văzut că sunt la voi pe site, am avut un feedback extraordinar din partea clienților. Sincer. Mulțumim mult și mult succes pe viitor. Mulțumesc asemenea. Mulțumim.